Bună ziua, dragi oameni buni și bine v-am găsit, să vă dea Dumnezeu o zi binecuvântată și vă mulțumim că ne primiți în casele dumneavoastră. Astăzi am privilegiul și onoarea de a avea doi uh, oaspeți, uh, eu spun special și foarte, foarte important din punctul meu de vedere, tocmai pentru activitățile și acțiunile pe care uh, domniile lor uh, le au în cadrul societății. Este vorba și încep bineînțeles, cu doamnele, doamna uh, profesoară cu toate că, înainte de a intra în emisiune, domnia sa mi-a spus că îi place uh, denominarea de învățător. Așadar, eu vă fac plăcere pe doamna învățătoare Mariana Obrejan și pe părintele Viorel Cenger, paroh la Biserica Ortodoxă din Papiu Ilarian. Fiți bineveniți, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența dumneavoastră. Mulțumim pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor și vă mulțumim pentru invitație și că ne-ați oferit prilejul de a fi astăzi oaspeți în emisiunea dumneavoastră. Să știți că plăcerea și bucuria este de partea mea, pentru că eu, așa sunt eu, năbădăios și nici nu mă interesează, intru pe toate rețelele de socializare și vreau să aflu cât mai multe. Cât mai multe din tot ceea ce înseamnă practica pozitivă. Adică acei oameni care. Uh, au o misiune pe pământ, nu numai din punct de vedere al realizării profesionale, dar dincolo simt nevoia să îi ajute și pe ceilalți. Și așa am aflat că în Luduș există un centru de zi care se cheamă Sfântul Mina și care este sub oblăduirea dumneavoastră, sub coordonarea dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră și, bineînțeles, cu îngăduința și părintelui protopop voșloban Lucian. Pe mine m-a bucurat teribil de mult ceea ce am aflat foarte foarte puțin atât cât uh, se permite să afli din rețelele de socializare dar dincolo de toate astea am spus Doamne Dumnezeule înseamnă că ai binecuvântat oamenii în așa fel încât să nu-și găsească liniștea atâta vreme cut cât cu îngăduința ta există pe pământ pentru a oferi ajutor educație și sprijin acelora cărora viața nu le-a permis atât de multe posibilități încât să aibă părinți sau să aibă în jurul lor oameni care care să-i ajute să se dezvolte, să crească, să se împlinească. Și am spus, da, asemenea oameni merită să fie promovați. Ei, activitățile lor, copiilor și acest uh, centru uh, de zi. Și pentru că Biserica Ortodoxă Română, prin cea mai autorizată voce uh, a sa, uh, uh, părinte patriarh Daniel, uh, au, uh, au hotărât ca anul 2020 să fie anul filantropiei, și al. Eu nu vreau să greșesc pentru că este vorba aici de, de uh, uh, anul omagial al pastorației părinților și copiilor, și după aceea am văzut că și al familiei, pentru că asta există părinți, copii, familie, și anul comemorativ al filantropilor ortodoxi români. Și am spus ce bine se potrivește, ce bine se potrivește și uh, recunosc că. Uh, am intrat pe rețelele de socializare, m-am folosit de părintele protopop Lucian Voșoban și îl salut cu mare dragă și Dumnezeu să îl binecuvinteze. Și l-am rugat să intervină, să, să, să medieze cumva, rugându-vă din partea mea să acceptați invitația cu distința doamnă învățătoare, să fiți aici în studio și să ne vorbiți de acest centru de zi. Cui a aparținut această idee absolut extraordinară? În definitiv, o normalitate din punct de vedere al umanității. Cui a aparținut această idee și cine va a ajutat să înființați acest centru? Pentru că în situația, în vremea, vremurile pe care le trăim, când toată lumea vorbește de bani, când toată lumea vorbește de performanță, dumneavoastră veniți și oferiți toate serviciile plus grija, dragostea și, și tot ceea ce uh, le lipsește unor copii care provin din zona defavorizată, socioprofesional, familial, să le oferiți cât de cât uh, acea imagine pe care fiecare copil și-o dorește, pentru ca el să nu fie pierdut pentru societate. Pentru început aș vrea să menționez faptul că Centrul Sfântul Mina face parte din Asociația Filantropie Ortodoxă Alba Iulia, filiala Luduș, o asociație care este în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, iar în cadrul Arhiepiscopiei noastre sunt, există foarte multe centre, asemenea centre nu doar sociale, ci și alte centre, prin care se oferă asistență socială persoanelor nevoiașe sau categoriilor care fac, par, care fac parte din... Sunt din, din, da. da. În cadrul Arhiepiscopiei de Alba Iulia sunt cuprinse județele Alba și Mureș. Iar în cele două județe, aș spune, nu doar este părerea mea, ci și raportul anual care se întocmește la fiecare sfârșit de an al filantropiei arată că asistența socială în cadrul bisericii este cea mai dezvoltată în aceste două județe. A, acest lucru a fost posibil unor. a fost posibil în primul rând datorită lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a îngăduit și ne ajută în activitatea noastră filantropică și apoi este un un om care are grijă de toate, Părintele Consilier Social Nicolae Călin Ignat. El este președintele Asociației Filantropie Ortodoxe Alba Iulia și datorită ideilor de însului și implicării dânsului de s-a dezvoltat foarte mult asistența socială în Arhiepiscopie. Noi funcționăm centrul Sfântul Mina de la Luduș. Funcționează de mai mulți ani. Noi l-am preluat din toamnă de la părintele Savu Constantin din Luduș, care dânsul s-a ocupat și a înființat filiala Filantropia Luduș în anul 2007. Din 2007 până în 2019 dânsul s-a ocupat de Filantropia Luduș. Pentru început a fost o cantină socială de unde primeau mâncare Oamenii nevoiași. După aceea, prin 2010-2011, s-a înființat centrul despre care vorbim astăzi, Centrul Sfântumina, Mina, în cadrul căruia uh, un număr de 15 copii deocamdată uh, primesc serviciile noastre. În cadrul centrului se oferă servicii uh, educaționale prin uh, doamna învățătoare, cu ajutorul dânsei. Servicii de hrană, de mediere, de consiliere, servicii psihologice pentru cei care au nevoie. Cam acestea sunt serviciile pe care le oferim. Și. Dar ar fi rău dacă ați aminti și pe soția dumneavoastră care lucrează acolo, și pe doamna care se ocupă de bucătărie, pentru că și asta merită, adică oamenii ăștia care sunt un suflet extrem de, de, de larg de deschis de uman trebuie uh, amintiți. Suntem o mână de oameni, chiar cinci. Da. Eu mă ocup de administrarea centrului, doamna învățătoare Mariana Obrejan care este aici de față, se ocupă de activitățile cu elevii și îi îndrumă la lecții. Pe doamna Mariana, Maria Sas, este lucrător în bucătărie și soția mea, Loredana Cengher, este asistentul social. Și al cincilea și cel mai important care ne sprijină este Părintele Protopop, Lucian Voșlopan. L-am numit ultimul, dar cei din urmă vor fi cei da, din tâi. Cu, 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 importanța cu, cu și, bineînțeles, cu binecuvântarea în alt preasfințitului da. Părinte Irineu. Dar nu trebuie să uităm lucrul acesta, că funcționăm cu binecuvântarea ierarhului nostru în alt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Iată, am intrat cel, cel puțin informativ în, 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 în centrul Sfântul Mina. Doamnă învățătoare, mie atât de mult îmi place cuvântul ăsta și l-am și adoptat cu, cu mare drag pentru că, exact așa cum spuneați înainte de a intra în emisiune, vă împlinește. Asta nu numai pentru că, din punct de vedere al istoriei, ortodoxiei românești și al Sfinte Scripturi până și fiul lui Dumnezeu a fost numit Învățătorule. E, are o încărcătură emoțională extrem de puternică dar o responsabilitate pe măsură. Nu oricine poate fi învățător, pentru că trebuie să ai abilitățile de a învăța, învățându-i pe alții, transmițând cunoștințe. După o viață de dascăl, după ce ați fost și metodist, că am vorbit împreună, cum vi se pare acum această mână, așa cum spunea părintele Cengher, această mână de copii care trebuie învățată cu abilitățile de a încerca să, să își asume deprinderile de a sta cu minte în bancă, de a învăța cum să înveți să înveți, să capeți cunoștințe. Începând, eu sunt convins, toate elementele de uh, educație uh, foarte, foarte tânără, de mic copil, în care el depinde de la salut, uh, periuță, pastă de dinți, uh, ștergi pe picioare, uh, așezat în bancă, uh, stat acolo și probabil că după atâția ani, ca profesie și ca specializare metodistă, cum vi se pare acum copiii ăștia față de cei care erau la școală și care aveau deja pregătirea prin grădiniță, care aveau niște deprinderi deja? și care, cu care erau mai, mai ușor de uh, lucrat. Nemai vorbind că probabil acești copii provenind din familiile defavorizate uh, aveau și o anumită apăsare a stresului psihic. Vreau să vă spun că acești copii sunt uh, fac parte dintr-o școală. Deci dimineața merg la cursurile școlare, uh, fac parte din școala generală Ioan Vlăduțiu de la Luduș, toți, și uh, sunt din diferite clase, din clasele 1-4. Uh, doamnele învățătoare se ocupă la școală mult de ei, au anumite deprinderi de muncă, iar noi, în cadrul centrului social, eu uh, mă ocup de instrucția și educația lor, așa cum mă pricep, și încerc să-mi folosesc toată experiența și energia de care dispun ca să continui munca de la școală, munca doamnelor învățătoare. E adevărat că acești copii. Unii provenind din uh, mediu defavorizat, uh, uh, întâmpin anumite greutăți, în sensul că anumite deprinderi nu sunt formate, uh, au anumite goluri în cunoștințe, uh, au anumite deprinderi de comportament și uh, am încercat, pe parcursul activității, am lucrat și anul trecut la acest centru social și încerc ca să mai pun câte o cărămidă acolo unde se poate, de unde lipsește. Uh, în primul rând, am încercat să creez un mediu cât mai plăcut, mai apropiat, plin de iubire, de respect, și uh, încerc să fiu model pentru ei. Chiar dacă eu sunt mai în vârstă și le spun de multe ori: Eu pot să vă fiu bunica, uh, încerc să fiu cât pot de apropiată de ei și să ei simt că le ofer dragoste și le ofer sprijinul și să creăm o atmosferă plăcută chiar de familie. Chiar suntem acolo, toți lucrătorii și copiii, ca într-o familie. Și ei simt lucrul acesta. Uh, mai mult. Uh, în ultimii ani de învățământ eu am avut un after school. Activitatea se desfășura tot în cadrul școlii, deci școala după școală, tot în cadrul școlii, în același mediu de clasă și era destul de obositor și stresant pentru copii să stea câte 8-9 ore în școală. Ori aici, mediul pe care îl oferim copiilor este foarte bun, ca un mediu în familie sau poate de multe ori mai bun decât în familie, în sensul că au o cameră de relaxare, cu fotolii, cu covor, cu un spațiu foarte mare unde putem organiza tot felul de jocuri, au o sală de clasă unde se desfășoară numai activitățile instructive educative și o sală de mese. Grup sanitar, bineînțeles, o curte foarte mare, ofertantă, dacă vine vremea bună, acolo desfășurăm tot felul de jocuri. Deci încercăm să le facem un program cât mai plăcut și mai atractiv, să nu-i obosim în plus, dar cu toate acestea să obținem niște rezultate în plus, să-i ajutăm. Și mă străduiesc să rezolvăm cu ei toate lecțiile pentru ziua următoare sau pentru zilele următoare, la materiile de bază, acolo unde văd că lipsesc anumite lucruri, încerc să le completez, deci să completăm munca doamnelor învățătoare, să sprijinim și familia, pentru că uh, mulți nu primesc un sprijin instructiv în familie și chiar nici educativ. Și așa cum v-am spus, încercăm să fim modele pentru ei, pentru că copiii din ziua de astăzi și tineretul are nevoie de modele modele pe care să le urmeze. Și dacă tu ceri un lucru, trebuie să te supui și tu acelorași reguli, să vadă copilul în tine un model. Deci nu-i spui cum trebuie să facă, îi arăți cum trebuie să facă și ceea ce trebuie să fie. Și atunci vei obține rezultate. Și simt așa o atmosferă încărcată de iubire, de recunoștință, de... mai avem noi și mici neînțelegeri, dar eu încerc să le corectez pe parcurs. Acum a iubi copiii nu înseamnă să fii foarte permisiv, părinții care sunt foarte permisivi cu copiii lor și le oferă tot greșesc. Pentru că niște copii care au totul pe tavă nu vor ieși niște oameni adevărați și niște luptători. Și atunci eu sunt foarte apropiat de ei, le ofer iubirea mea, folosesc un ton potrivit, niciodată nu mi-a plăcut să stric, să-i bruschez, să iau măsuri din astea coercitive, mai ales, de exemplu, stat în genul, mâinile sus, tras de orex, lucruri din astea, nu se întâmplă așa ceva, dar în ceea ce spun și cer sunt fermă. Deci eu formulez niște cerințe ferme. Acum toată lumea trecem în clasă, scoateți pe masă cărțile, caietele, să văd ce aveți la fiecare materie de rezolvat, citiți cerințele cu atenție, avem niște caiete pe care încercăm întâi anumite exerciții, probleme, nu trecem direct pe caietele de teme, că la început era un dezastru cu ștersături și cu corecturi și așa mai departe, deci să și le creăm anumite deprinderi de lucru corecte și frumoase și le dezvoltăm și răbdarea. Acești copii nu prea aveau răbdare. Nu se concentrau, nu aveau răbdare, totul era făcut pe fugă, iute, iute, cum se face de fapt acum, în general, cu generațiile astea care nu au răbdare și nu se pot concentra. În afară de activitățile uh, instructive, deci de rezolvarea temelor, uh, când vin copiii la centru, în jur de ora 12, 12 și un sfert până pe la ora 13, uh, desfășurăm tot felul de uh, activități uh, să zicem recreative. Ei vin obosiți de la școală, nu poți direct dintr-o clasă să-i bagi în altă clasă să învețe, să scrie, să citească și atunci desfășurăm tot felul de jocuri instructive, educative, jocuri cu anumit suport material jocuri de mișcare, jocuri cu mingi ușoare care se pot face în sala de clasă, care sunt foarte atractive. De multe ori le citesc câte o lectură, ascultăm muzică, încerca activitățile să fie cât mai diverse și să nu se repete de la o zi la alta. De anumite jocuri chiar s-au îndrăgostit și le cer să le repetăm. Ei cer, facem cutia misterelor, ascultăm următoarele melodii, facem jocul cu tare și atunci eu le satisfac aceste cerințe jocurile acestea au și disciplinat. Erau foarte indisciplinați la început, alergau prin sala de joacă, săreau pe fotolii, pe covoare, se împingeau, se trăgeau, se băteau. Copiii sunt plini de energie. Și făcând aceste jocuri, am și disciplinat puțin, fără să-și dea ei seama, i-am adus un pic la o linie de plutire. Ceea ce încerc și mă străduiesc foarte mult să-i fac să se iubească unii pe alții, să se respecte, să se asculte unii pe alții. Toți vorbeau deodată eu vreau să fiu, eu vreau să fiu când ne jucăm în anumit joc. Sunt mult mai toleranți și mai înțelegători. Copiii sunt foarte receptivi și un luat foarte bun. Nu mai trebuie să avem grijă cum îi modelăm și zic ce modele le oferim. Că dacă ei se descalță în sala de joacă și eu mă duc încălțată cu încălțările de afară, nu este un model. Adică eu dacă sunt doamnă învățătoare, eu mă duc cu încălțările de afară plină de noroi în momentul în care ajung la centru și eu mă descalț, îmi schimb încălțămintea cu cea de interior, ne dezbrăcăm de haine, ne le punem toți frumos în cuier. În... Deci trebuie să fie un model. Deci aceste comportamente se creează mai mult prin model propriu decât prin atâta teorie, fa asta, fa asta, iar arăți cum trebuie făcut și ce trebuie făcut. Și vă spun că spre surprinderea mea chiar am obținut rezultate bune din momentul în care a început acest centru și văd că copiii vin cu plăcere și sunt zile în care nu pot veni că sunt bolnav sau are câte unul câte o problemă sau familia și a doua zi când vin îmi spun de am așteptat să vin la centru Și asta e pentru noi cea mai mare bucurie cred, cred. Vine, îmbrățișează pe mine, pe părintele Deci este o atmosferă ca de familie plăcută Și asta urmărim Să nu fie o povară venitul ăsta la centru Ci să fie o plăcere, o destindere Și chiar și temele și le fac acum mult mai responsabil Cu mai multă grijă, cu mai multă plăcere Și sperăm că prin asta să putem ajuta În primul rând copiii și în al doilea rând familia Plus să le ajutăm și pe doamnele învățătoare de la școală care, având mai mulți copii în clase, cu probleme, care nu au suficiente deprinderi, care nu studiază suficient de mult și care îngreonează actul didactic. Și sperăm să putem ajuta prin asta să aducem un strop de bine. Eu sunt convins, după tot ce ați povestit, că uh, varietatea de metode psihopedagogice pentru a avea performanță în toate domeniile și educaționale, pentru că eu fac o diferență între educație și instruire școlară, că nu e același lucru. Uh, am mai uh, vorbit despre asta când am avut aici profesor și inspector școlari, uh, dar mă bucur că ați spus uh, uh, tot ce faceți acolo și această varietate extraordinară, iertați-mă în așa fel încât, cum a spus dumneavoastră, să fie o adevărată plăcere pentru ei să vină la școală. Se știe că una dintre metodele cele mai bune este prin ludic, se pot obține mult mai multe decât dacă te apuci didacticist în în toată, toată încrengătura asta de, 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 de metode variate care le fac plăcere, care nu plictisesc și care, care îi fac să să capete pasiunea de a veni la școală. Părinții își dau seama de schimbarea produsă asupra copiilor lor sau v-ați gândit să aveți și niște... Um, niște ore, niște uh, metode de educație parentală, pentru că și părinții, la rândul lor, au nevoie să fie educați pentru a-i educa și a ajunge până la urmă niște modele pentru propriilor copii. De obicei, părintele spune... Cadrul didactic e învățător și a ales profesia asta, nu are decât să îl educe. Așa te învăța la școală. Așa. Greșit. Cadrul didactic nu educă. Educația o faci tu, acasă, în familie. Cadrul didactic îl instruiește, îl pregătește pentru viață și îi oferă cunoștințele pentru a se dezvolta. Și atunci revin cu întrebarea. Oare ați vorbit cu copiii sau părintele își dă seama de valoarea muncii dumneavoastră la acest centru, de schimbările pe care le observă la copii acasă, pe stradă, ei nu și-ar dori să-și îmbunătățească aportul educativ asupra copiilor lor? Din păcate, cred că o să spun un lucru care nu o să placă. Păi trebuie să spunem și lucrurile care nu plac. Asta este. Din ceea ce am observat eu și anul trecut și anul acesta, din discuțiile cu părinții, în general, părinții lasă această latură a educației și instrucției pe omerii dascălilor, a școlii și a centrului social. De multe ori auzi comentarii și în societate, pe păi așa te-a învățat la școală, nu așa te-a învățat la școală. La școală se continuă un proces, cum a spus și dumneavoastră, de educație. Și, în primul rând, la școală se face instrucție. Se clădește pe educația dată de acasă. Nu degeaba era vorba ceea cei șapte ani de acasă. Bine, acum au rămas vreo șase. E foarte importantă educația de acasă. prindere, de comportare civilizată, de respect. Să saluți, să respecti, să știi cum stai la masă, cum să mănânci, cum să-ți scaunul. Asta se formează în familie. Din păcate, foarte mulți copii au venit fără asemenea deprinderi și am încercat să le sădim și să le corectăm și să-i aducem pe drumul cel bun. Și cum îl am reușit? În ceea ce m-ați întrebat, dacă părinții conștientizează sau realizează de ceea ce primesc ei la acest centru social, aș zice că majoritatea nu prea. Nu prea. Este o tendință ca și în societate, să ni se facă, să ni se dea. Deci, cu cât dai mai mult... Cu cât ofer mai mult, cu atât da se așteaptă mai mult. Bine, mulți realizează că au și venit și am făcut noi o ședință și am discutat acolo împreună cu părintele și cu părinții, cu o parte din părinți. Am discutat de, și au și fost și au vizitat centru, au văzut ce condiții se oferă acolo și faptul că copiii vin, se vede că sunt mulțumiți și părinții. Dar deocamdată nu prea ne-am dat seama. Eu nu mi-am prea dat seama cât conștientizează, cât realizează, că de multe ori mă deranja că veneau și spune păi să-i dați mult de lucru, să-l puneți să facă să... deci îmi dădeau indicații ce să fac și cum să fac și am zis bine, bine, eu știu ce trebuie să fac aici dar dumneata ca părinte, trebuie să-ți controlezi copilul și să-l verifici când merge acasă măcar să-l întrebi: ce ai lucrat astăzi, dă-mi un caiet, dă-mi o carte, arată-mi dar lucrul ăsta nu se prea face deci merge acasă, e conștient că acolo a mâncat și a făcut lecțiile și bine, punem totul deoparte, du-te la joacă du-te pe calculator, du-te pe telefon pe ce ai și mâine o luăm de la capăt e foarte important implicarea părinților, controlul părinților asupra copiilor deci copilul este conștient că la școală îl controlează cadrul didactic la centru mă ocup de ei dar e foarte important de felul cum părintele privește școala și activitatea instructivă educativă, deci copilul în primul rând trebuie să se știe controlat de părinte și uh, v-aș spune că acum vreo 40 de ani în prima mea serie de copii ce vreo 45 de ani uh, am avut o uh, mamă pe care eu am respectat-o foarte mult era o femeie analfabetă avea șase copii și unul din băieți era la mine în clasă. Deci femeia nu știa să scrie și să citească, dar când mergea acasă, copilul era în clasa a patra și îl întreba ce ai făcut azi la școală, îl verifica, aduca aici să-l văd. Și pe vremea aceea știți că era moda să faci uh, vizite la domiciliul da, copiilor. Acum da, nu da. se mai practică. Eram chiar obligat să avem câte o vizită trimestrială în familie și ducându-mă într-o vizită neanunțată, o găsesc pe mama stând pe un scaunel și cu cartea de istorie în față l pe copil. Zilecția spune. Și copilul se mai împiedica, mai te bâlbea, n-ai învățat bine. Ia cartea și du-te citește. Și eu întreb, zic, eu nu știam că ea nu știe să scrie și să citească. Zic, dar ați citit lecția, știți ce e acolo, că nu v-ați uitat în carte. Doamne, eu nu știu să citesc. Dar dacă văd că să bâlbim, înseamnă că nu știa, lasă să meargă să învețe. Am apreciat-o foarte da, mult. Deci da. ea își făcea datoria de părinte, de mamă. Copilul se știa controlat îi cera etele. de deci ce ai scris urât? Uite cum ai șters aici, adu-te, din nou. Pe păi așa, mă faci de rușine? Păi eu nu vezi cât muncesc toată ziua. Deci e foarte important controlul părintelui asupra comportării și implicării lui la școală. Deci copilul trebuie să se știe controla de părinte. Din păcate am avut și o șansa de foarte multe ori să merg și m-am dus însoțit fie de cadre didactice, fie chiar de uh, uh, fețe bisericești, pentru că... Uh, una și cu cealaltă se, comp se completează reciproc. Și mergeam de foarte multe ori în cadrul comunităților care sunt așa denominate ca fiind defavorizate socioprofesional. Și vorbeam cu părinții, adică erau și copiii de față, și părinții, și instructorii, și educatorii, erau și uh, cei de la uh, biserică prezenți, preoții. Și le întrebam, dumneavoastră, vă controlați? ca Ce a spus? Vă controlați copilul? Îl întrebați ce a făcut la școală? Care sunt activitățile? Ce s-a întâmplat acolo? Discutați cu uh, cadrele didactice? Comunicarea dintre dumneavoastră în acest trio copil-cadru didactic-școală uh, este sau undeva este întreruptă? Și mi s-a spus de foarte multe ori era un fel de light motiv domnule, eu mă duc și lucrez în 3-4-5 locuri de muncă ca să-i aduc să pună pe masă. Nu am timp de așa ceva și am spus nu vă supărați toată munca dumneavoastră, toată alergătura dumneavoastră, tot efortul ăsta de a aduce să fie în trend să fie la modă, cel mai bun telefon cel mai performant ap aparat, hainele cele mai ă, 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 extraordinare nu valorează nimic dacă dumneavoastră nu-i acordați copilului dumneavoastră din 24 de ore o jumătate de oră, nu mai mult o jumătate de oră să stați de vorbă cu el de la egal la egal să îl întrebați care sunt gândurile lui, ce crede el despre anume problemă, temă pentru că sunt curioși în loc ca dumneavoastră să îi dați răspunsurile, el caută răspunsuri într-o gașcă care poate să îi devieze comportamentul și peste câțiva ani vă plângeți și el va fi unul care va fi călcat strâmb și să comunicați cu învățătorul, cu profesorul, cu dascălul încercați să îl monitorizați nu să-l urmăriți să-l monitorizați, cu cine mergi, ce vorbești, care sunt temele, care sunt preocupările tale. Vorbiți cu părintele, merge la biserică, pentru că până și această ceea ce se cheamă educație moral creștină este importantă. Nu teama, nu teama de a, vorba proverbului vechi, frica păzăște bostănăria. Nu teama, ci conștiința din tine și atitudinea față de un anumit model de educație care, care trebuie promovat. N-am timp, domnule, eu de așa ceva. Ei, dacă nu ai timp de așa ceva, degeaba munca noastră a tuturor, pentru că este uh, acel uh, efect al meșterului manole. Învățătorul, profesorul, educatorul stă cu copilul dumneavoastră 4, 5, 6 ore. După aceea revine în sânul familiei, distanța de la școală, de la centrul de educație sau unde se educă până acasă, el. E în societate, e cu gașca lui, e anturajul care de foarte multe ori este de deviant, iar această libertate, din păcate, trebuie să o spunem, nu la toți tinerii, dar o mare parte îngrijorătoare dintre ei, este un libertinism care duce spre anarhie. Și atunci e foarte bine că tot ceea ce spun... Spre exemplu, noile tendințe de uh, psihologie comportamentală vis-a-vis -vis de educația părintelui către copil. Nu ai voie să, 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 O grămadă de nu ai voie. Ba da, ai voie tu în calitate de părinte să-l monitorizezi și să dezvolți în el autocenzura permisibilității activității acțiunilor lui. Pentru că așa poți să dezvolți în el după aceea autocritica și acele limite ale bunului simț și ale minimei decențe educaționale. Că altfel nu se poate. Și atunci, mă gândesc că părinții vin la Sfânta Biserică. Acolo, în afară de Sfânta Liturghie, în mod sigur, în momentul în care vorbiți, vorbiți și. Vorbiți și în calitate de, de, de om, și în calitate de părinte, dar și în calitate de propăvăitor al moralei creștine, dar și al educației, asupra unui, uh, uh, unei linii de comportament decent, adecvat. În așa fel încât, exact cum spune Sfânta Scriptură, așa vă cunoaște lumea că sunteți copiii mei, după modul în care voi vă comportați. Oamenii ăștia vin la uh, biserică, oamenii ăștia stau de vorbă cu copiilor bănuiesc că au de foarte multe ori vin la preoți și îți spun tot ce nu pot să spună altcuiva oare ei își dau seama că ei sunt modelele, cum spunea doamna învățătoare ei sunt oglinda copiilor lor de foarte multe ori mi s-a întrebat și am, am întrebat dumneata când vine acasă Îți îmbrățișezi soția? O săruți? Domnule, doamna ești nebun? Adică cum? De față cu copilul? Zic, da, de față cu copilul. O falsă pudoare prost înțeleasă. Da, îmi îmbrățișez nevasta ca să vadă copilul. O sărut și îi mulțumesc că mă adresez frumos. Și nu când vine acasă, ce ai făcut de mâncare? Păi, adică, ce astea? Copilul vede și copiază. Și peste câtva timp vine cineva și te întreabă, copilul dumneavoastră, uite ce urât se comportă. Eu nu l-am învățat așa. Ba da, tocmai prin atitudinea non-verbală a modelului pe care îl areți. Și sunt convins că este foarte greu pentru dumneavoastră, în calitate de părinte, de educator, de modelator al comportamentului civilizat, de decent, ca și al dumneavoastră, pentru că amândoi sunteți parte a educației, fiecare cu metodul lui specifice. Aveți ceva, sigur că aveți ceva de transmis acelor părinți de care soarta, că așa a vrut Dumnezeu, Dumnezeu ne-a făcut diferiți pe fiecare în parte, dar ne-a dat și posibilitatea de a ne purta crucea fiecare și nu numai asta, că lumea spune ce, dar Dumnezeu mi-a pus în cârcă o mare greutate. Da, dar te-a învățat și metodele prin care să pot să duci acea cruce mai departe. Oamenii ăștia își dau seama de responsabilitatea pe care o au față de copiilor sau se mulțumesc, vorba dumneavoastră, vai ce bine că este Centrul Sfântul Mina, să duc acolo, primesc de mâncare, doamna învățătoare îl învață și apoi eu am scăpat 5 ore de el. Nu, Adică dacă așa se pune problema, atunci... Eu încerc o dezamăgire față, de, față de, de acel părinte care gândește așa. Da, eu cred că. Cred că o parte dintre părinți uh, conștientizează faptul că ei sunt modelele pentru copiilor. Primul model pentru copil este părintele. Ceea ce. Ceea ce face părintele, cu siguranță va face și copilul pentru că vorbeați la un moment dat de libertinism și de libertatea aceasta care, pe care o avem în zilele noastre, libertatea poate fi folosită și bine și rău. La fel ca și tehnica și văzând pe site-urile de socializare am văzut de ceva timp o poză cu un părinte și cu un copil de mână foarte frumoasă sugestia era și copilul îi zicea, îi zicea, tatălui pardon, tatăl îi zicea copilului fiule, ai grijă pe unde calci în viață iar fiul îi spunea tăticule, ai grijă pe unde calci tu prima dată pentru că eu te urmez pe tine deci trebuie să fim conștienți de lucrul acesta că noi, părinții, suntem modelele copilor noștri după aceea, după ce ei vor crește și vor alege alte modele în viață, dar până la un anumit până la o anumită vârstă noi suntem modelele. Și dacă vrem ca virgulă, copiii noștri să fie modele, să aibă modele bune în viață, trebuie să fim și noi buni și să învățăm, să facă lucruri bune și frumoase. În afară de, de profesia dumneavoastră, în afară de, de... Uh, pentru că e o vocație, profesia dumneavoastră, ca și cea de dascăl. Uh, în afară de asta, în cadrul centrului uh, Sfântul Mina, uh, aveți o grămadă de, 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 de activități, de acțiuni, uh, de responsabilități, începând de, 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 de la a putea uh, face ca oameni care au sufletul deschis și care se pot înscrie în anul filantropiei ortodoxe române, și care vin cu donații spre dumneavoastră, nu din milă, ci din atitudinea responsabilă și conștientă de a putea ajuta acești copii să nu devină niște noxe ale societății, ci să se dezvolte. Le transmiteți. Și în cadrul slujbelor, și în cadrul întâlnirilor cu oameni de afaceri, ale căror posibilități financiare le, po le permit să, să, să vă ajute? Din păcate, noi doar din donații și sponsorizări supraviețuim la centru, doar banii din, din aceste locuri avem. Încă. Nu avem o colaborare cu autoritățile locale. Sper ca din anul școlar viitor, 2020-2021, să avem și un sprijin din partea autorităților. Cei care doresc să facă milostenie, cei care doresc să ne ajute, să ne, să ne sprijine în activitatea pe care o facem, trebuie să știe în primul rând că dacă ne ajută nu fac altceva decât să facă un lucru creștinesc. Sfântul Apostol Pavel le spunea evreilor, în epistola către evrei, capitolul 13, le spunea facerea de bine și întreajutorarea să nu le dați uitării, pentru că astfel de jertfe sunt bine plăcute înaintea lui Dumnezeu. Noi dacă facem milostenie și ajutăm pe altcineva, în primul rând știm că lucrul acesta este primit de Dumnezeu. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că tot ați adus vorba de Mântuitorul Iisus Hristos pe care știm că care este numit învățător în Sfânta Scriptură, ne spune că milostenia de fapt nu o facem pentru noi, ci pentru El. Întrucât unora dintre acești frați ai mei mici, le-ați făcut, mie mi-ați făcut. Desigur că, în primul rând, îl ajutăm pe cel spre care ne îndreptăm donația sau sponsorizarea, dar ajutăm și sufletul nostru făcând ceva pentru uh, acea persoană pe care o ajutăm. Cei care vor să vină înspre dumneavoastră cu aceste acte filantropice, sponsorizări, unde se pot adresa? Către cine? Unde aveți o, o adresă, un cont, ceva sau. Da, normal, ca orice uh, instituție, avem un cont bancar, uh, dar se pot adresa, pentru că este mai la îndemână, da. uh, și protopopiatului ortodox Luduș, care cu care avem o colaborare foarte bună și care îi va redirecționa pe. Fie suma o va redirecționa sau persoana respectivă spre noi, spre centrul Sfântul Mina. Apoi mai avem campania aceasta de 3,5% da. cu formularul 230. Cei care doresc să ne sprijine și să completeze formularul 230, prin care se redirecționează 3,5% din impozitul pe care salariatul îl plătește către stat, vor găsi de astăzi e, formularul pe pagina protopopiatului ortodox român Luduș la secțiunea Centrul Sfântul Mină. Acolo va fi sub formă de poză de unde se poate descărca și completa sau la orice agenție a fiscului. Se poate cere formularul și se completează cu datele pe care le vom pune pe pagina de Facebook, a pentru că, vă spuneam, tehnologia putem folosi și bine, și rău, și facem puțină promovare și pe pagina aceasta de. și pe platforma aceasta media. Eu, eu consider că e necesară promovarea asta, pentru că, oricum, media, din, din păcate, o anumită parte a mediei ne arată toate aspectele negative, probabil în ideea de a spune și din greșeli. Va trebui să învățăm. Cum nu trebuie să facem, da, parcă prea mult negativism, în așa fel încât el, așa, a, a crescut și a început să, să, să capete o dimensiune care, care devine deja alarmantă. Doamna învățătoare, în cadrul centrului și în cadrul tuturor activităților pe care le, le aveți și. Bineînțeles, și al posibilităților financiare, pentru că nu se poate altfel, nu putem fi ipocriți, totul înseamnă bani, adică toate serviciile se plătesc. Din cauza asta există cererea și oferta, adică tu ceri, încerci, dar trebuie să plătiți serviciile. Copilașii care sunt, ați fost cu ei în, în excursie, ați fost în diferite locuri în care ei să, să învețe să își cunoască pământul, țara, locul, să dezvolte în ei și această latură a creșterii stimei de sine și a asumării identității lor, ci nu cea pe care soarta le-a oferit-o de 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 cine ține apăsați acolo, și a fi socotiți pe de a defavorizați. Mă gândesc la diferite excursii, indiferent oriunde, socializări cu diferiți copii, activități culturale pe care le faceți acolo, dar și în afara uh, centrului. Eu, lucrând numai de anul trecut, anul școlar trecut la centru și anul acesta, uh, nu am reușit să organizez cu ei ieșiri, pentru că, așa cum a spus, toate înseamnă bani. Și posibilitățile materiale fiind foarte reduse am făcut cu copii mai mult excursii virtuale, să zic așa, prin imagini, prin tot felul de filmulețe. Am făcut drumeții și plimbări pentru cunoașterea orașului. Anul trecut singura ieșire mai mare pe care am făcut-o în afara orașului a fost la Alba Iulia. Arhiepiscopia de la Alba Iulia organizează în fiecare an, cu ocazia zilei de 1 iunie, o întrunire a tuturor centrelor educative, la Alba Iulia în cetate. O activitate extraordinar de frumoasă. Și acolo am petrecut o zi foarte frumoasă cu copii. Au fost copii foarte încântați. Ne-am dus cu microbus de aici și am participat la toate activitățile acolo. În cetate s-a făcut uh, uh, un flash mob, Daca. un dans pe muzică cu toți copiii. Dans pe care l-am învățat la centru cu ei. Am primit un material și un cântec foarte frumos. Vesel. Au fost animatori tineri de liceu acolo. Și am fost câteva mii de copii din județele Alba și Mureș, s-a servit o masă, copiii au primit dulciuri, a fost o activitate extraordinar de frumoasă și o, și o excursie în același timp, că noi ducându-ne din Luduș până acolo și întorcându-ne de la Alba, am putut să observăm și forme de relief și locuri prin care am trecut da, și sate da. și așa și am purtat tot felul de discuții. Sigur că ne propunem să facem și astfel de ieșiri, dar... Pentru asta ne trebuie bani. Acum copiii participă la tot felul de activități din acestea, de excursii în general organizate de școală, în colectivele conduse de doamnele învățătoare de la școală. Ne-am dorit și noi, în mod sigur anul acesta, dacă vom fi sănătoși și Dumnezeu ne ajută, vom participa din nou la Alba Iulia, ne vom pregăti din nou activitatea pentru 1 iunie și dacă Vom găsi sponsorizări și vom găsi o posibilitate. În mod sigur, vom face și niște excursii, cel puțin la Târgu Mureș, la Grădina Zoologică. Vom încerca să nu ne suprapunem cu cele făcute de școală. Acum, mai mulți din copiii aceștia defavorizați nu prea participă la activitățile de școală, la excursii, pentru că trebuie bani și da, nu au da. posibilitate. Și vom încerca, vom discuta și cu părintele uh, Viorel Cengher, cu părintele Protopoplu Lucian Voșloban și vom vedea ce posibilități vom găsi dacă se îmbunătățește vremea în primăvară să-i ducem și într-o excursie, poate chiar două, ori la Târgu Mureș, ori la Cluj, sunt foarte multe lucruri de văzut, interesante, și ne vom strădui să vedem ce reușim să facem. Colegii dumneavoastră, așa, mă mănâncă sub și trebuie să pun întrebarea colegii dumneavoastră, dascăli. Mă gândesc la uh, liceul tehnologic Ludușlab, Vlăduțiu, spre exemplu. Sunt copii mai mari, ele mai mari. Uh, acum beneficiază de, de a, această modalitate care se cheamă școala altfel în care sunt foarte, foarte multe activități de socializare, de cunoaștere, foarte multe activități culturale, educaționale, educative, sociale și așa mai departe. Oare, acum, dacă mă aude careva, cine știe și sper să mă audă careva și din Luduș sau cei care sunt de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, oare nu se gândesc dascării profesorii ca în cadrul acestei, acestui timp afectat școlii altfel să vă facă o vizită acolo la centru copiilor, să socializeze cu, cu copiii, să discute cu ei, să se împrietenească. Copilul simte altfel această legătură, această... dintre copil. Acum să vă spun, copiii aceștia fac parte, de fapt, din două colective. Colectivul de școală și colectivul de la centru. Da. Și anumite lucruri se suprapun. Deci, un colectiv de la școală, dacă vine în vizită, îl întâlnește pe colegul din clasa respectivă. El face parte, în același timp, din două colective, și colectivul de școală și colectivul de la centru. Eu am discutat cu una din fostele mele colege, cu care colaborez și acum foarte bine, și chiar ne-am propus ca în momentul în care se îmbunătățește puțin vremea, să putem să ne jucăm și în curte, să vină cu clasa ei, are o clasă de a patra, să ne viziteze și să facem un schimb de păreri și unul din copiii din clasa ei este, vine și la centru. Și este un copil bun care învață și este foarte cu minte și uh, chiar are rezultate bune. Deci ne-am propus și asemenea întâlniri. Eu mă gândesc sub aspectul faptului că copiii dumneavoastră care vin uh, la centru, la școală, acolo unde se duc, e bă, bă, un, o altă situație. Se simte altfel. Aici se simte altfel. Copiii de la școală probabil că nu știu colegilor care sunt la centru, la, la dumneavoastră, ce se întâmplă acolo. Oare dacă cele două componente se întâlnesc și uh, văd ce se întâmplă acolo, oare nu se schimbă ușor și comportamentul celor de la școală și îi privesc altfel? Nu ca pe niște defavorizați? Eu am observat și în ultimii ani în care am lucrat atitudinea copiilor de la școală până am lămurit anumite lucruri cu ei. Tocmai ceea ce sublinează noastră spuneau că el merge la centru. Da? Ca și când acolo, la centru, nu știu ce se întâmpla. Nu se întâmplau lucruri bune. Ori discutând cu ei și spunându-le că uite aici se continuă activitatea ca la un after school, numai că este într-o altă locație, și și-au schimbat atitudinea aceea, oh, el merge la centru, el merge la centru. Nu știu de unde, Lisa, poate din discuțiile din familie sau Lisa a inoculat această idee că mersul la centru nu este ceva chiar foarte bun sau nu merge uh, oricine, elita, la centru, da, numai da, alți da. copii mai defavorizați. Uh, adevărul este că la noi vin copii buni și foarte buni. Mulți copii buni cu care se poate lucra dintre ei copii foarte bine educați, deci nu se pune această problemă că uh, sunt oarecum un fel de paria. Sunt copii ca toți copiii care se străduiesc, care muncesc și sunt sigură că din ei mulți vor ajunge foarte bine prin muncă. Deci asta nu poate fi o problemă. Trebuie să ne schimbăm un pic atitudinea și să dăm informații celorlalți copii. Și să le creăm anumită atitudine, nu o atitudine de respingere, ci o atitudine de acceptare. Și așa cum a subliniat și dumneavoastră, prin faptul că vor vizita centru și vor schimba anumite păreri vor vedea condițiile în care lucrează copiii, s-ar putea ca mult să-și dorească să vină și ei acolo. <laughs> sunt sigură de asta. Pentru da, că e un mediu că... foarte plăcut, un da, mediu propice, instrucție, educației, un mediu de joacă, copiii sunt foarte prietenoși, vreau dezvolta relații de prietenie. Și e un mediu foarte plăcut ca a doua casă. În mod că sigur, eu, eu sunt convins pentru că foarte mulți copii uh, care frecventează școala normală și pun uh, ghirmele, simt uh, anumite obstrucționări în libertinismul pe care și-l doresc aici, la școală. În schimb, uh, paleta de libertate, dar controlată, este mult mai permisivă. Și probabil că uh, se vor schimba foarte, foarte multe. Uh, Părinte Cengher, uh, sigur că biserica își are rolul ei, că vin copii acolo, dar sunt și activități în cadrul bisericii pe care dumneavoastră le faceți. Eu știu că și părintele Voșloban și părintele de la cele două biserici ortodoxe din Iernut au foarte multe activități culturale. Lumea vine acolo. La biserică parcă altfel îl privești pe un copil care participă, spre exemplu, la uh, evenimentele religioase, uh, Paști, uh, Crăciun, uh, Pricesne și așa mai departe. Altfel se, se se uită, pentru că este în Sfânta Biserică. Un copil din acest centru, care vine acolo, alături de ceilalți copii, care nu frecventează centru, lumea se uită altfel. Și parcă își dă seama de... de, de uh, Sub evaluarea pe care până acum a tratat-o vis-a-vis de copilul de la centru. Vă gândiți sau aveți astfel de idei în care să îi aduceți pe copiii de la centru în mici activități culturale de la Sfânta Biserică? Am avut o activitate în postul Crăciunului pe care doamna învățătoare a pregătit-o. În mini concert de colinde pe care l-am susținut la Biserica Sfântul, Sfântul, Apostol Petru și Pavel din Luduș, la Biserica Părintului Protopop. Da. Eu, fiind paroh în papiul Ilarian, mi-e puțin mai greu să iau pe copii de la Luduș și se duc la mine la biserică. Pentru că ar presupune, ar pres, lucrul acesta presupune un mijloc de transport. Nu au fost priviți, în ghilimele, să zic cu alți ochi, atunci când am fost la concertul de Colinde, chiar au fost primiți bine de către cei care au participat, părinți, pentru că au participat mai multe clase de copii de la ambele școli din oraș, mi se pare. Și a fost bine, au fost primiți bine și de către colegilor copii și de către părinți. Ce părere au uh, cei din papiu Ilarian știind că sunteți părint paroh al Bisericii Ortodoxe din papiu Ilarian? Ce părere au de faptul că în mod sigur oamenii uh, din localitate sunt convinși că știu că dumneavoastră veniți la centrul Sfântul Mina uh, din Luduș? nu vi s-a pus în întrebarea cel puțin în punctul de vedere al curiozității uh, uh, celui de la sat care vrea să știe tot și ceva în plus dacă se poate unde merge părintele la Luduș ce face acolo, la cine se duce ce fel de centru, cine-s copiii ce fac pentru că aflând oamenii de la sat care mai păstrează încă nota bene mai păstrează acea parte umană Dorința de a-l ajuta pe celălalt. Nu vin și vă întreabă: Nu vi s-a întâmplat? Părinte, aveți nevoie de ceva acolo? Poate produse, că noi nu avem bani, dar avem produse cu care uh, uh, vă putem ajuta. Oare putem veni acolo? Aducem legume, aducem fructe, poate un caș, poate cine știe că aveți uh, nevoie. Omul se simte altfel când știe că și el poate participa la această activitate filantropică și chiar spune omul de că, dacă eu dau, că omul de la țară așa spune, nu o spune foarte doctă, donez și așa. Nu, dacă eu dau, Dumnezeu îmi dă înapoi. Vine înspre dumneavoastră cu așa ceva. Da, să știți că m-au întrebat și le-am răspuns atât în particular cât și în mod public la biserică, la sfârșitul sfintei liturghii le-am explicat cam ce se întâmplă la centru, ce facem acolo și cu ocazia organizării colectei, pentru că trebuie să menționez faptul că la începutul postului Crăciunului, anul trecut, am organizat o colectă de bani și alimente, s-a organizat în tot protopopiatul Luduș, în toate parohiile, colectă în urma căreia s-a adunat Zic eu, frumoasă sumă de 13, în jur de 13.000 de lei, și multe alimente pe care le-am dus, uh, alimentele la centru, alimente neperisabile. Iar uh, cu banii ne folosim uh, de banii achiziționând ah, alimente perisabile. Tot ce avem nevoie, ce aveți nevoie pentru hrană, plata utilităților, care nu este de neglijat, mai ales în perioada aceasta a iernii, încălzirea, și în afară de uh, Protopopiatul Ludur sau de Arhiepiscopia Alba Iuliei, uh, care vă, vă ajută prin uh, această secție de, uh, filantropică, uh, uh, colaborați cu, cu ONG-uri, organizații non-guvernamentale, care au același uh, obiect de activitate? Vă ajută cineva sau nu? Orice ajutor e primit, dar să știți că primim nu doar ajutoare materiale, ci și sfaturi, pe care noi le considerăm tot, <laughs> Drăguț, părinte, tot un ajutor. <laughs> da, Colab colaborăm la nivelul acesta, tot cu centre din cadrul filantropiei. Da. Ne consultăm în domeniul actelor ce trebuie întocmite și așa Aha. mai departe. Deci, tot un ajutor e, Să știți că Am atunci înțeles. când nu știi ce trebuie să faci, și să suni un prieten sau un coleg de, de, da. de un alt centru și să-ți spună ce trebuie să faci, e un ajutor foarte mare. Am înțeles și asta înseamnă foarte mult, e adevărat, dar dacă mă gândesc la Domnul nostru Isus Hristos, când predica pe munte și oamenii au dorit mâncare, atunci acea pildă a peștilor și a pâinii mi se pare mai mult decât relevantă pentru a veni către dumneavoastră cu aceste oferte filantropice de de, 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 de donații și de susținere a ceea ce faceți acolo. Pentru că asta până la urmă ești nevoit poți să faci foarte multe activități, dar până la urmă, vorba dumneavoastră, ca să faci o excursie îți trebuie bani. Nu e doar să plătești autobuzul, mașina respectivă, ci să le oferi o gustare. Să poți să te duci să achiziți biletele de intrare la un muzeu, la o sală de spectacole, nu știu, ceva interesant, pentru că de acolo ei învață, rămân cu niște cunoștințe. Deci îți trebuie bani, utilitățile pe care trebuie. Cei care ne oferă aceste servicii nu au ca prioritate. Acum știți, eu vă scad 40%. Din uh, cât ați consumat. Nu, trebuie să le achitați. Deci e, e vorba de bani. Și atunci uh, mai intervine și acea parte laică a organizațiilor non-guvernamentale laice, nu care fac parte din uh, filantropia ortodoxă română, care pot să vină și care. Uh, ei oricum sunt inițiatori de proiecte pe fonduri europene. Tocmai pentru a rezolva aceste situații ale persoanelor, copiilor, din mediile defavorizate socioprofesional și mai ales rural. Și de foarte multe ori banii ăștia care nu sunt puțini, nu își au niciun fel de, 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 de uh, uh, finalitate. Adică eu nu prea văd. Așa, foarte puțin, în, în procente pe o scală de la 1 la 10, până la 3-4 maxim. Nu trec de 5, de, de jumătate. Și în ideea asta. V-am pus întrebarea, eu mă bucur și vă mulțumesc pentru diplomația răspunsului, dar sper că cei care ne văd și ne, ne ascultă au, au receptat. că ar fi bine totuși să, să vină acolo. După cum, spre exemplu, doamna învățătoare, Inspectoratul Școlar Județean are aplicare sau e atent, spre exemplu, față de activitatea de instruire școlară, de educație, de. De, de, de căpătare a unor uh, abilități la uh, centru. Pentru că, în definitiv, uh, nu sunteți uh, decât și avantgarda, dar și, conform uh, metodei after school, ajutorul pentru cadrul didactic în care îl desfășoară activitatea copiii de la centru. Noi cred că suntem puțin aparte așa ca entitate da. și cred că inspectoratul școlar nu prea are nicio legătură cu noi inspectoratul păi are școlar un, păstorește are, școlile are un, din un, subordine are un inspector care se ocupă și de activități extracurriculare, de instruire și educație școlară nu știu dacă se interferează activitățile nu aș putea să spun dacă sunt tangențiale sau dacă interferează chiar nu știu lucrul acesta dar noi colaborăm foarte bine cu doamnele. Eu colaborez bine cu doamnele învățătoare care mi-au fost și colege mulți ani la școală și din discuțiile pe care le-am avut cu multe dintre ele, mi-au confirmat că acești copii au făcut progrese, nu numai din punct de vedere instructiv, ci și educativ, al deprinderilor și oarecum sunt mulțumite. Am primit un feedback din partea lor de felul cum lucrează față de perioada în care stăteau pur și simplu acasă, continuau activitatea acasă sau nu prea o continuau și a doua zi mergeau la școală cu temene făcute sau cu lucruri nerezolvate, totuși este un pas înainte pentru acești copii. Care este feedbackul nu al părinților care își trimit copiii acolo la centru, ci al societății din afara părinților? Pentru că de obicei omul este extrem de, 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 de penetrant în a observa, a judeca și a, a pune pe ceta antetul uh, negativ. Au observat că există o schimbare, pentru că știți cum e, vecinul vecinul care este alături uh, de părintele copilului, vai de mine ce copii răi, vai de mine cum se comportă, asta astea le observă imediat. În mod sigur, observă și schimbările de bine, pentru că vine copilul și dintr-o dată îl salută și îl surprinde la școală, nu la școală, ca la centru o învățat asta. Nu aș putea să vă spun. Așa din ce am discutat eu cu oamenii din oraș cu care mă cunosc, pentru că mă întreba unde mergeți în fiecare zi, treceți calea ferată, că eu de obicei unul pe jos. Și unde mergeți? Păi mă duc acolo la centru social. Dar ce e centru social? Unde? Este că foarte mulți nu știu. Păi acolo, după gară, în clădirea respectivă, da. Și ce faceți acolo? Deci cu foarte mulți da, conorășeni, da, da, să da, zic da, așa, am da, discutat despre centrul ăsta și erau da. foarte interesat să afle ce se întâmplă acolo. Și așa le-am explicat și chiar erau interesați și oarecum mulțumiți. Uite-mă ce se face. Un lucru bun, un lucru foarte bun. Un lucru bun pentru că nici nu știam despre asta. Mulți nici nu știu unde este clădirea, ce se întâmplă, ce e acolo și uh, multe persoane sunt chiar foarte încântate Dar, de ceea ce în, se face în, la centrul în acestui. ideea asta nu vă gândiți să faceți o zi a porților deschise pentru cei care sunt curioși, care nu știu ce se întâmplă acolo? Bine, noi am transmis această informație și prin copii la școală, și doamnele învățătoare știu, părinții știu, părintele chiar, părintele Viorel Cengher chiar a afișat acolo programul, oricine poate veni și vizita centrul în fiecare zi de între orele 12 și 4. Chiar am avut vizitatori, i-am poftit, le-am arătat sala de clasă, sala de joacă, sala de mese și au fost foarte impresionați de felul cum arată și de condițiile care se oferă copiilor. Chiar ieri am avut o vizită la centru. Și persoana respectivă a plecat foarte încântată de ceea ce a văzut acolo. Deci zicea că nu, nu pot să închipui, intrând în curtea aceasta, că nu știa pe unde să intre, că avem două da, intrări. Da. Nu știam ce e în clădirea asta, dar e ceva extraordinar și ceva foarte... Poate că ar trebui mai mult mediat mediatizată această activitate. Este o activitate benefică pentru copii, pentru societate și chiar pentru orașul nostru. Și ar trebui sprijinită și dezvoltată, eu așa zic. Și eu așa zic. <coughs> tocmai asta a fost ideea de a vă invita aici în studio Video Evema Radio Târgu Mureș, tocmai pentru a deschide oarecum porțile informației către cei care știu că dumneavoastră lucrați acolo și că aveți grijă de o anumită categorie de copii nu are importanță numărul, ci faptul că reușiți să le oferiți posibilitatea de a se dezvolta normal și de a reduce diferențele pe care privitorii societății cu ochi critică pun anatema asupra unor anumite categorii care nu au nicio vină, doar faptul că așa este construită societatea, cu diferențe foarte mari, socioprofesionale, intelectuale și de toate tipurile, dar trebuie să avem abilitatea de, de, de a-i putea învăța pe fiecare în parte, ce înseamnă acceptarea, dar nu ca, cum să spun eu, o atitudine din milă, nu, ci ca o atitudine responsabilă de a-i putea ajuta să vină către noi. De fapt, așa este societatea complexă și foarte pestriță. Nu ne putem ține copiii sub un clopo de sticlă. Copilul meu să facă parte numai dintr-un colectiv cu copii aleși. Nu e adevărat. Pentru că în viața de zi cu zi te lovești de tot felul de oameni, de tot felul de situații. Asta este viața reală. Și copiii trebuie educați pentru viața viață reală să trăiască, să știe să se descurce în toate situațiile. Nu nu sub un clopo de sticlă, într-un colectiv exclusivist. Asta nu înseamnă viața adevărată nu. și viața reală. Viața reală e să ai toate situațiile și tot felul de copii și să încerci să-i faci să se tolereze, să se ajute, să se respecte fiecare pentru calitățile pe care le are. Eu totdeauna le spuneam, măi, el este foarte... Nu, că nu e bun la matematică, că nu știe să rezolve, ha, ha, ha. Bine, dar el știe desen atât de frumos, tu știi să deseneze de așa de frumos ca el. Nu, uite el ce frumos cântă. Fiecare avem niște calități. Dumnezeu ne-a dat niște calități pe care le avem, niște talente și acelea trebuie să ni le folosim ca să ne dezvoltăm. Apreciază-l că știe cânta, apreciază-l că știe desena, pe tine te apreciem că ești bun la matematică, pe tine că reciți frumos și de asta este frumoasă lumea, că suntem, fiecare avem alte daruri, alte calități, ne completăm și lumea prin diversitate este foarte frumoasă și atrăgătoare. Și asta trebuie să cultivăm în copil. Nu disprețul, e slab la matematică, nu e bun la română, nu știe vorbi, se bâlbuie. Nu e adevărat, fiecare are ceva bun în el și bunul acela trebuie scos la lumină și cultivat și să-i faci pe copii să se respectă, să se iubească așa cum sunt ei, așa cum și părinții, noi părinții trebuie să ne iubim copiii așa cum sunt ei, că sunt ai noștri. Cu calitățile, cu defectele, nimeni nu este, nici noi nu suntem perfecti. Ce? Dacă suntem maturi, dacă suntem oameni în toată firea, avem și noi, purtăm după noi tot felul de defecte și de calități. Important este să ne scoatem ceea ce este bun la lumină și să încercăm să estopăm ceea ce nu este prea plăcut. Sau bun, să zic. Doamna, învățătoare, nici că se putea uh, un mesaj. Mai potrivit, mai bun, mai demn, mai uman decât cel pe care l-ați susit acum la încheierea uh, emisiunii, pentru că, din păcate, uh, emisiunea s-a uh, terminat, eu am depășit un, un pic emisiunea, dar aș vrea uh, să vă rog să transmiteți un cuvânt de binecuvântare către cei care ne privesc, ne ascultă, din punctul de vedere al părintelui uh, paroc, dar și al educatorului, în uh, cea mai curată și frumoasă morală creștină uh, de a ajuta pe cel care este în nevoie. Da, păi cel mai frumos cuvânt este cel pe care vi l-am spus al Sfântului Apostol Pavel când ne vorbește despre întreajutorare și despre facerea de bine. Aceasta este o jertfă. Ajutorarea și facerea de bine, făcând-o, nu face altceva decât să faci o jertfă. Și jertfa aceasta este plăcută lui Dumnezeu. Și le adresez celor care nu în special centrului Sfântului Mina, tuturor celor care se jertfesc și fac milostenie, ca Bunul Dumnezeu să le răsplătească faptele lor cele bune. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți de la Luduș să fim o timp de, de oră. Vă, vă urez ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte, să vă dea Dumnezeu puterea de a merge mai departe, indiferent cine ce vorbește, să faceți așa după cum vă îndeamnă Sufletul. Cucetul dumneavoastră curat, dorința de, de, de a-i face pe cei care au nevoie de educația și de sprijinul dumneavoastră să se simtă, pentru că peste câțiva ani să îl vedeți pe cel de la centru că vă sărută mâna și că vă mulțumește pentru că ați ajutat la buna lui dezvoltare personală și profesională. Vă mulțumim! Mulțumim! mulțumim. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea și până miercurea viitoare, Rudi Moca vă spune cu toată dragostea, oameni buni, fiți binecuvântați, Doamne ajută!